Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tezviteanul. Pentru credincioșii din sectorul 3 al capitalei a fost sărbătoare. Biserica Parohiei Înălțarea Sfintei Cruci, Titan, una dintre cele mai mari și mai frumoase biserici din București, și-a sărbătorit hramul principal, Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a rostit și un cuvânt de învățătură în care a prezentat viața Sfântului Proroc Ilie și le-a dat credincioșilor prezenți mai multe îndemnuri. Prorocul Ilie ne învață că trebuie să fim cunoscători și împlinitori ai poruncilor și legii lui Dumnezeu, să fim păstrători ai dreptei credințe, să nu ne închinăm la zei străini și nici să ne abatem de la calea vieții noastre, urmând înaintașilor noștri care au mărturisit pe Hristos. Ați văzut că Ilie atât de mult s-a întristat când a văzut pe contemporanii lui închinându-se la alți zei și uitând de Dumnezeul cel adevărat. Dacă ar fi să ne referim la zilele noastre și la idolatria modernă sau contemporană, atunci am vedea că și noi de foarte multe ori uităm de legea lui Dumnezeu și ne închinăm la zei străini, ne facem idoli din oameni, din lucruri, din bunuri și în loc să slujim lui Dumnezeu, slujim acestora mai mult decât lui Dumnezeu. Cinstim și ne gândim la acestea mai mult decât la Dumnezeu. Ne îngrijorăm pentru acestea mai mult decât pentru mântuirea personală. Iar dacă un bun se pierde sau se strică, ne întristăm atât de tare încât am fi capabili să ne certăm cu oricine, uitând că sunt lucruri trecătoare și nu trebuie să ne legăm inima și mintea de ele. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Veniamin, împreună cu soborul slujitor, au săvârșit parastasul pentru ctitorii locașului de cult trecuți la Domnul. La final, Părintele Paroh a amintit că această biserică a fost târnosită în urmă cu 5 ani. Această zi are o semnificație deosebită pentru parohia noastră. Ne-am dorit foarte mult ca astăzi să avem slujba arhierească, pentru că astăzi aniversăm 5 ani de la târnosirea acestei sfinte biserici. Data de 20 iulie 2013 este ziua în care Preafericitul Părintele nostru Daniel a venit aici în biserică și a sfințit, a făcut târnosirea acestei sfinte biserici cu mare emoție și bucurie după o trudă de 10 ani, când Părintele Ilie Costescu a depus aici efort și timpul pe care și l-a dedicat acestei lucrări, și această lucrare a fost încununată în ziua aceea de 20 iulie 2013. Deci astăzi aniversăm 5 ani de la această sărbătoare și ne bucurăm că a fost o ocazie deosebită. Biserica Sfântului Ilie Titan este reprezentativă pentru zona din care face parte. Acest cartier, fiind lipsit de un sfânt locaș vreme de câteva zeci de ani, la fel ca multe dintre cartierele ridicate în perioada 1960-1989. Astăzi, credincioșii acestei parohii pot beneficia de numeroasele facilități dezvoltate pe lângă biserica parohială, capela mortuară, demisolul bisericii, dar și așezământul sociodiaconal, ce cuprinde sala de mese, cabinetele medicale și biblioteca.